În cuvântul anterior, despre vorbire de rău și clevetire, am vorbit pe scurt despre cât de rău și vătămător este a judeca pe aproapele, sau mai bine zis, a fi judecați și a pătimi noi înșine din pricina propriei noastre limbi, lucru care se petrece chiar și cu bărbații ce par duhovnicești. Iar acum, rânduiala cere ca să arătăm pricina acestui păcat și ușa prin care pătrunde în noi, sau mai degrabă, prin care iese de la noi. Multa vorbire este scaunul de pe care îi place slavei deșarte să se arate și să se înfățișeze cu mărăție. Multa vorbire este semn al neștiinței, ușa vorbirii de rău, călăuză spre glume proaste și rele, slugă a minciunii, pierdere a străpungerii din inimă, făuritoare și chemătoare a achediei, înainte mergătoare a somnului, risipire a luării aminte, nimicire a pazei inimii, răcire a sfintei călduri, întunecare a rugăciunii. Tăcerea cu bună pricepere este maica rugăciunii, chemare din robia cugetelor, păzitoare a focului celui dumnezeiesc, strajă a gândurilor, pândire a vrăjmașilor, școală a plânsului, prietenă a lacrimilor, lucrătoare a cugetării la moarte, zugrăvitoare a chinurilor de veci, iscoditoare a judecății celei viitoare, slujitoare a întristării celei mântuitoare, vrăjmașă a relei îndrăzniri, însoțitoare a liniștii, potrivnică a iubirii de a-i învăța pe alții, împărtășire a cunoașterii, făuritoare a vederii dumnezeiești, sporire pe nesimțite, suire ascunsă. Cel ce și-a cunoscut greșelile sale are putere și asupra limbii sale, iar cel ce vorbește multe încă nu s-a cunoscut pe sine cum se cuvine. Prietenul tăcerii se apropie de Dumnezeu și, vorbind cu el în taină, se luminează de la el. Tăcerea lui Iisus l-a rușinat pe Pilat și liniștea buzelor unui bărbat evlavios face să piară slava cea deșartă. Apostolul Petru a spus un cuvânt și pe urmă a plâns amar, uitând zisa psalmistului, Zisam, păzi voi căile mele ca să nu greșesc cu limba mea. Psalmul 38, versetul 1, și cuvântul altui bărbat înțelept. Mai bine este să cazi de la înălțime pe pământ decât cu limba. Iisus Sirah, capitolul 20, versetul 19. Însă nu vreau să scriu mult despre aceasta, deși viclenia patimilor mă îndeamnă să o fac, totuși voi spune ce am aflat cândva de la un om cu care am stat de vorbă despre tăcerea gurii. Multa vorbire, zicea el, se naște neapărat de la una dintre aceste pricini, sau de la o viață și obișnuință rea, neînfrânată, căci limba, fiind mădular firesc al acestui trup, întru ce se deprinde aceea după obișnuință o și cere. Sau, lucru care se întâmplă mai ales la cei care se nevoiesc, de la slava deșartă, iar uneori și de la lăcomia pântecelui. De aceea, adesea se întâmplă că mulți care își înfrânează cu oarecare silă și istovire pântecele, își înfrânează dinpreună cu acesta și limba și vorbirea cea multă. Cel ce se îngrijește de mutarea din viața aceasta, acela a curmat cuvintele și cel ce a câștigat plânsul sufletului, acela se ferește de vorbirea cea multă ca de foc. Cel ce a iubit liniștirea, acela și-a închis gura sa, iar cui îi place să iasă din chilie, acela e izgonit afară din ea, de patima multei vorbiri. Cel ce a cunoscut mireasma focului ce se pogoară de sus, acela fuge de adunările cu mulți oameni, precum albina de fum. Căci după cum fumul gonește albina, așa și pe acesta îl stânjenește mulțimea de oameni. Puțini pot opri apa fără de stăvilar, dar încă mai puțini pot ține gura cea neînfrânată.